La galeriile de artă din Giurgiu, în zilele de 9 și 10 aprilie, giurgiuvenii sunt invitați să viziteze o expoziție prin intermediul căreia se pun la dispoziția publicului Biblii și câteva standuri care circumscriu istoria traducerii Bibliei în limba română de la primele ediții până în prezent și un foarte interesant labirint biblic realizat din panouri care prezintă în imagini și texte relatări ale Bibliei. Noi am venit cu expoziție biblică care are 18 panouri și avem 5 mesele cu Cortul Întâlnirii, care vorbește mult despre poporul evreu, și ideea este să vorbim despre Cartea Sfântă, cea mai importantă carte din lumea noastră, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Avem Cortul Întâlnirii, avem și manuscrisurile în limbele originale, aramaică, ebraică și limba greacă, și avem cunună de spin, cruci, 30 de arginți și așa mai departe. Evenimentul creat de un grup de creștini, adepții Sfintei Evanghelii, se adresează tuturor creștinilor și tuturor categoriilor de vârstă. Vizitatorii care sunt așteptați de joi 9 aprilie, începând cu ora 10, pot vedea texte ebraice scrise pe pergament, mai multe obiecte de cult, dar și Vechiul și Noul Testament, o lucrare realizată în serie limitată, nedestinată comercializării. Labirintul biblic, care oferă un cadru vizual generos, realizat din panouri pe care sunt imprimate imagini și texte, îi aparține lui Paul Williams, un englez stabilit de 17 ani la Ploiești.